Capitolul 2. Conexiunea tibetană. Mă ridicasem din fotoliu și așteptam cuprins de emoție nelămurită întâlnirea cu acel personaj misterios. Am auzit fragmente dintr-o conversație în limba engleză și apoi pașii celor doi care se apropiau de living room. Primul care a intrat în cameră a fost tibetanul. Era o persoană relativ scundă, la vreo 50 de ani. Purta un costum de culoare albastru închis, confecționat dintr-un material natural, probabil de bumbac. Costumul lui semăna foarte bine cu uniformele chinezești, însă era mult mai elegant croit și avea o linie modernă. Am fost uimit să constat că, deși afară era destul de rece, mai ales noaptea, lama nu mai purta nimic peste acel costum. Ochii săi erau foarte vii, iar privirea deosebit de pătrunzătoare. Datorită forței neobișnuite pe care tibetanul o radia prin intermediul ochilor, fără totuși ca prin aceasta să dea impresia de asprime sau de duritate, m-am simțit atunci oarecum stânjenit și chiar inhibat. Totuși, acel aspect s-a dovedit a fi nesemnificativ pe lângă ceea ce a urmat. Secretul unui idam. După ce lama a pătruns câțiva pași în cameră, în urma lui nu a apărut Elinor, așa după cum mă așteptam, ci o ființă a cărei prezență m-a făcut să scap un strigăt involuntar de imensă surpriză. Rămăsesem înțepenit în picioare, incapabil să mai fac vreo mișcare, cu ochii ațintiți asupra ei. În spatele tibetanului se afla un om gigantic, al cărui creștet ajungea aproape până în tavan. Cred că avea mai mult de 2 metri și jumătate în înălțime. Mă simt dator să fac anumite precizări în ceea ce privește statutul de om al acelei ființe. Alcătuirea ei somatică părea a fi la fel cu aceea a unui bărbat matur, păstrând desigur proporțiile pe care le-a menționat. Cu toate acestea, aspectul personajului era cu adevărat exploziv. Când mă refer la aceasta, am în vedere o expresie foarte reală a termenului, considerat desigur în sensul lui figurat. Simpla prezența acelei ființe uriașe în cameră avea parcă tendința să mă strivească sau cel puțin să determine în mine apariția unui sentiment acut de frică interioară. Am urmărit să-mi stăpânesc emoțiile și reacțiile, dar totuși nu am pus nicio întrebare. Priveam cu atenție chipul uriașului. Părul lui era negru și lung, trecând dincolo de umeri, dar stătea învolburat, creând impresia unei coame teribile în jurul capului. Chipul lui era împodobit cu o enormă mustață neagră, foarte stufoasă, care îi accentua radiația teribilă. Ochii lui negri parcă aruncau flăcări, iar sprâncenele încruntate nu privesteau nimic bun la o primă evaluare. Totuși, așa după cum aveam să mă conving în curând, aparența exterioară a acelei ființe era datul ei natural, condiția ei firească de existență, care însă contravenea în mod flagrant aspectului obișnuit în care ceilalți oameni percep și înțeleg prezența celor din jur. În mod evident, persoana era de origine asiatică, tenul uscat, fața bronzată, ca și cum ar fi fost arsă de soare și de vânt, ochii oblici, nasul puțin turtit indicau chiar o posibilă proveniență tibetană. Îmbrăcămintea pe care o purta constituia un alt punct de referință, deoarece era complet neobișnuită. Pantalonii foarte largi din pânză groasă de culoare neagră, o bluză roșie cu mânești largi, prinsă cu un brâu lat din eșarfe multicolore și o mantie galbenă, lungă până la călcâie, de sub ale cărei falduri ieșeau vârfurile unor saboți uriași de lemn. Această ființă putea să servească foarte bine rolul unui far de semnalizare pentru cei care se aflau la mare depărtare. Atunci am sesizat 2 aspecte care m-au derutat și mai mult. Cu cât priveam mai atent acel trup, cu atât aerul din jurul lui începea să joace, întocmai cum joacă la suprafața nisipului din deșert, atunci când căldura este foarte mare. Încercam să-mi ancorez mai bine privirea de conturul lui exterior, dar cu toate acestea aveam senzația stranie că aceasta se dispensează în zona de vibrație a aerului. Dacă priveam însă zona cu tulburențe, atunci aceasta își înceta efectul bulversant, iar conturul trupului acelui bărbat devenea foarte clar. Această iluzie a percepției mi-a creat o stare de confuzie, deoarece nu reușeam să înțeleg dacă în fața mea se află o ființă adevărată sau ea este doar o apariție efemeră. Deși nu rostisem niciun cuvânt până atunci și nu cerusem nicio explicație, totuși lama tibetan mi-a răspuns într-o engleză perfectă, exact la această nedumerire pe care o aveam. Depinde din ce perspectivă vrei să privești acest trup. Dacă te raportezi la el ca la trupul unui om obișnuit, atunci să știi că el este cât se poate de real. Are o consistență fizică, mișcări și gesturi care sunt comune oricărei alte ființe umane. Dacă însă vei căuta să surprinzi aspectele mai subtile ale existenței lui, atunci mintea ta va interacționa în mod automat cu o realitate subtilă mai profundă care se află la baza existenței celui din fața ta. În acest caz, tu vei percepe oarecum diluat realitatea ei fizică și creierul nu va ști cum să interpreteze fenomenul straniu de vibrație a aerului din jurul trupului ei. Dar, în definitiv, cine sau ce este el? Am îndrăznit să întreb cu oarecare timiditate. Preotul tibetan rămăsese în picioare în fața mea și își împreunase mâinile la nivelul antebrațelor. Mă privea ca din depărtări, dar impresia mea certă a fost că atunci el îmi sonda profunzimile ființei.
Cu toate acestea, nu resimțeam nicio stare de împotrivire sau de jenă, deoarece îi percepeam influența subtilă, amplă, calmă, relaxantă, care mă învăluia ocrotitoare și plină de înțelegere. Este destul de dificil să-ți explic în acest moment, dar îți pot spune că în Tibet este cunoscut ca fiind un idam. Pentru început, poți să-l consideri un companion de nădejde al celui care îl evocă. Cum adică un companion? Am zis eu contrariat. Un însoțitor foarte prețios, mai ales în situațiile dificile ale vieții, a completat lama. Tot nu înțelegeam. Erau prea multe întrebări fără răspuns care se loveau în mintea mea. De unde a apărut un astfel de însoțitor? Toți au această înfățișare teribilă? Ce poate să facă un idam? Se comportă el la fel ca un om normal? Care este menirea lui? Aproape că nu mai știam cu care din aceste întrebări să încep. Între timp, lama se așezase în fotoliul în care stătuse Elinor, în timp ce acesta rămăsese zâmbind în picioare, ușor sprijinit de unul din stâlpii șemineului. Tăcut, idamul veni imediat în spatele fotoliului în care se afla preotul tibetan, în dreptul umărului stâng al acestuia. Deoarece surpriza inițială se mai diminuase, iar eu revenisem aproape la o stare normală, am sesizat al doilea aspect tulburător care se datora apariției idamului. Atmosfera din cameră se umpluse de un miros caracteristic pe care eu l-am identificat a fi cel din ambră, însă în unele momente simțeam și vagi adieri ale mirosului de mir, care imprima o senzație de sacralitate a acelui spațiu. Inițial am crezut că Elinora prinsese bețișoare aromate, însă mi-am dat seama că presupunerea mea era nefondată, deoarece în cameră nu era pic de fum și, în plus, mirosul era foarte fin și pur. Atunci când idamul s-a deplasat tăcut în spatele fotolului în care se afla lama, am știut că el era sursa acelui miros sublim care se răspândise în toată camera. Idamul a trecut foarte aproape de mine și am simțit atunci cum acel miros radia din el. Mărturisesc că pentru o fracțiune de secundă m-am întrebat dacă a folosit vreun parfum de marcă, stânjenit de hilarul unei astfel de idei, mi-am dat imediat seama că oricât de fine și valoroase ar fi parfumurile din comerț, totuși ele nu ar putea niciodată să egaleze efluviile înmiresmate ale unei prezențe sacre, așa după cum începeam să bănuiesc că este cea a idamului. Pentru concepția occidentală, prezența unui idam nu este doar bulversantă, ci și lipsită de orice înțeles, a spus lama. Îți voi oferi însă unele explicații în această direcție, pentru că am considerat firesc să procedez așa din moment ce am luat hotărârea să ai capacitatea de a observa un idam. Tocmai mă așezam și eu în fotoliu când, auzind ultimele cuvinte, am înțepenit. Mi-e teamă că nu înțeleg. De fapt, chiar nu mai înțeleg nimic. Din cele ce a spus, pot să trag concluzia că a vedea un idam este un privilegiu sau, mai bine zis, un cadou, un act de grație. Eram sincer mirat și cam neîncrezător. Mai curând este opțiunea noastră care depinde de persoana cu care ne întâlnim și de ceea ce dorim să realizăm. Îți vorbesc acum despre lucruri care nu se află nici pe departe în sfera conceptibilă a unui om obișnuit. Tocmai de aceea oamenii obișnuiți nu pot vedea un idam, adăugă lama arătând spre uriașa ființă din spatele său. Aceasta nu se datorează însă incapacității lor, ci voinței idamului, care poate rămâne complet invizibil percepției vizuale a celorlalți oameni. Dar cu toate acestea eu voi putea să-l văd în continuare? Am întrebat uluit. Da, tu vei putea să-l vezi așa cum îl vezi acum, dar ceilalți nu îi vor remarca prezența. Pentru ei, practic, el nu există. Îți repet, acesta este rezultatul direct al voinței idamului. În unele cazuri, cum este cel de față, era necesar însă ca trupul lui să fie perceput și de tine, pentru că Elinor îi este deja o veche cunoștință, spuse el zâmbind. Atunci am realizat faptul că Elinor nu manifestase, de fapt, nicio atitudine de mirare atunci când uriașul pătrunsese în casa lui. Bine, dar de ce toate astea? Am vrut eu să știu. Lama își înclină puțin capul înainte. Nu acesta este scopul întâlnirii pe care am solicitat-o și nu vreau să abatem discuția prea mult în alte direcții. Totuși îți voi furniza unele detalii despre misterele unui idam, deoarece este necesar ca înțelegerea ta asupra acestor aspecte să fie cât mai corectă. Aceasta ne va ajuta ulterior în ceea ce avem de făptuit. Lama se opri un moment rămânând cu ochii închiși, dar imediat după aceea el îi deschisese și, țintindu-mă cu privirea, început să vorbească. În Tibet există o fază precisă a practicii spirituale în care discipolul, supravegheat îndeaproape de maestrul său, începe tehnica prin care poate crea un idam. Nici măcar nu mai clipeam. Ați spus să creeze un idam? Procedeul este foarte complicat și dificil de făptuit, a continuat lama să vorbească, fără a ține cont de perplexitatea mea. El necesită o deosebită acuratețe în construirea unei mandala din nisip colorat, iar mai apoi discipulul trebuie să depună eforturi susținute pentru a dobândi succesul în anumite tehnici de concentrare și vizualizare mentală. Toate acestea trebuie înfăptuite în condiții de completă recluziune și cu un regim alimentar foarte sever. Adaugă la asta temperatura scăzută din munți, care de cele mai multe ori este sub 0 grade și vei înțelege de ce această etapă spirituală din viața aspirantului poate să dureze uneori 2 ani și chiar mai mult.
De altfel, sunt relativ puțini cei care dobândesc meritul de a primi această inițiere din partea maestrului lor și care, în plus, reușesc să ducă la bun sfârșit o astfel de practică spirituală. Cei mai mulți renunță pe parcurs sau pur și simplu nu sunt capabili să înțeleagă unele aspecte subtile, fundamentale, care le-ar asigura succesul deplin. Chiar și după crearea unui Idam, care atunci devine o entitate cu aspect fizic, ponderal, așa cum ești și tu sau eu, problema rămâne oarecum în suspensie, iar discipolul trebuie să o rezolve. El trebuie să înțeleagă care este în realitate natura Idamului și ce caracteristici are ea. Dintre cei care au reușit să creeze un Idam, unii decid ca aceștia să-i însoțească toată viața, ghidându-i mereu în conjuncturile dificile și orientându-i spre trepte din ce în ce mai înalte ale progresului spiritual. Însă alții, puțin la număr, intuiesc chiar de la început natura idamului, care este totuși iluzorie și astfel ei rămân focalizați la un nivel foarte profund al meditației, care transcede chiar și această iluzie sofisticată. Și care este natura unui idam? Am întrebat cu nerăbdare. Priveam acea ființă uriașă din spatele preotului tibetan cu fascinație, cu respect, dar și cu puțină teamă, deoarece chiar dacă începusem să mă obișnuiesc cu prezența ei, totuși aspectul înfricoșător pe care îl avea încă reușea să-mi provoace fiori pe coloană. În esență, natura unui idam este pur mentală. Indiferent de etapele complicate pe care le implică procedeul de creare a idamului, esența lui este mentală. Discipolul face atunci dovada capacităților sale de concentrare mentală și de stăpânire cât mai eficientă a minții. Cred că deja nu mai este un mister pentru tine faptul că, în realitate, mintea este cea care creează întreaga lume fenomenală pe care omul o percepe clipă de clipă și în care el își desfășoară activitatea de zi cu zi. Depinde însă doar de discipol dacă în final va realiza natura iluzorie și chiar a forței sale mentale formidabile pe care ajunge să o dețină atunci, ori se va atașa de ea și va rămâne legat în continuare de iluzia care îl înconjoară. În puține cuvinte, un idam reprezintă chintesența energiei mentale a celui care îl evocă și îl creează, a particularităților profunde din personalitatea și subconștientul său. De aceea, idamii nu sunt identici, ci ei exprimă atitudini comportamentale diferite. Unii idami fac parte din categoria entităților teribile, alții din aceea a entităților blânde, alții din aceea a învățătorilor spirituali și mai sunt și alte categorii. Cel care se află în această cameră este un idam teribil, dar această caracteristică nu trebuie să te inducă în eroare și să te facă să crezi că este asociată cu atitudinea de violență sau distrugere. Aspectul lui exterior contribuie mult la această impresie, am spus eu convins. Este adevărat, a zâmbit Lama, dar gândește-te că fiecare idam, conform categoriei din care face parte, are o anumită sarcină precisă de îndeplinit lângă cel care l-a creat. Am intervenit pentru a da glas unui gând care mi-a păruse spontan. Ideea pe care o am despre el este aceea de a-l identifica mai mult cu unul din genii sau duhurile din poveștile arabe, care după ce sunt eliberate dintr-o sticlă sau dintr-o amforă, îi îndeplinesc eliberatorului câteva dorințe, am spus eu oarecum amuzat. N-ai înțeles substratul care stă la baza existenței unui idam, a reluat Lama. În magia și ocultismul arab și occidental există într-adevăr asemenea genii, dar ei sunt, de fapt, entități astrale nu prea elevate sau, în vorbirea populară, ei sunt duhuri care dețin anumite puteri ce le permit să îndeplinească unele dorințe ale ființei umane care le invocă. Să nu uiți însă că întotdeauna la baza acestor acte se află un fel de pact sau înțelegere reciprocă, un schimb proporțional care se realizează în mod tacit de ambele părți. În cazul unui idam, el este o creație fizică, tangibilă, iar raporturile lui cu cel pe care îl însoțește au cu tot o altă natură decât în cazul pacturilor magice. Este adevărat că, înainte să se materializeze fizic și chiar să poată vorbi, un idam trece el însuși prin faze intermediare care pornesc de la apariții sporadice, abia vizibile și nemateriale, până la asumarea definitivă a formei și a consistenței sale fizice. Atunci el devine, în mod aparent, o persoană ca oricare alta, însă reține faptul că un idam poartă totdeauna ceva din caracteristicile celui care l-a creat. Înțeleg deci că este o creație pur mentală, am spus. Mintea occidentală se obișnuiește mai greu cu ideea că un aspect relativ abstract, subtil și intangibil, cum este mintea, poate să dea naștere unei forme fizice. Dacă nu aș fi aici și nu aș vedea ceea ce văd, nici eu probabil n-aș adera la o asemenea idee. E o limitare fără sens, care s-a impus numai datorită obișnuinței de a crede ceea ce ți se spune. În realitate, lucrurile sunt mult mai nuanțate. Un idam se condensează din materia foarte subtilă a nivelurilor mentale superioare a celui care practică acest procedeu complicat. Prin urmare, chiar dacă în final el are un corp fizic, materia din care este alcătuit are totuși caracteristici diferite de materia fizică, nefiind așa de rigidă. Din această cauză, în funcție de necesități, un idam poate rămâne invizibil vederii celor care el nu dorește să li se arate, dar poate, în același timp, să se facă perceput altora.
De astfel, cred că realizez și singur ce ar însemna dacă, mergând prin oraș, el ar permite să fie văzut de toți oamenii, spuse lama zâmbind cu subînțeles. Atunci a intervenit Elinor, care până atunci rămăsese tăcut într-o parte a camerei. Pentru că structura lui este specială, el poate în egală măsură să devină invizibil vederii celorlalți și, de asemenea, penetrabil atingerii, exact ca o hologramă vie. Este vorba de o dirijare conștientă a vibrației materiei care îi alcătuiește ființa, întrucât această capacitate ține exclusiv de exercitarea controlului mental și pentru că idamul este, în speță, o emanație mentală a celui care l-a creat, această ajustare a frecvenței de vibrație a materiei este evidentă. Deși înțelegeam aceste aspecte, totuși eram contrariat de starea de lucruri care mi se părea nefirească. Suntem aici și vorbim despre el, am spus eu arătând spre Idam, ca despre un exponat care este analizat la microscop. Această ființă nu a rostit până acum niciun cuvânt, nu și-a spus deloc părerea. Aproape am impresia că este un accesoriu. Este o impresie profund greșită. Din momentul în care ți-am spus că natura lui este mentală, dar totuși foarte elevată, ar fi trebuit să realizezi că menirea lui este mult mai subtilă decât aceea pe care ți-o imaginezi tu. Mi-a explicat cu răbdare lama tibetan. Ți-am spus la început că este un companion sau un soțitor în ideea de a avea un punct de pornire pentru a nu șoca prea mult înțelegerea ta. Mai apoi însă am făcut unele specificații importante, printre care aceea că un idam îl călăuzește pe cel care l-a creat către fazele superioare ale practicii lui spirituale. Nu numai că nu este o prezență decorativă, dar el devine chiar un fel de maestru spiritual pentru discipol pe care îl ia în grija lui tot restul vieții. Apare următoarea dilemă. Dacă idamul este creat de o ființă umană, cum este posibil ca după aceea el să devină maestrul ei spiritual? Această aparentă problemă o poți rezolva dacă vei înțelege că idamul reprezintă un fel de interfață între structurile superioare ale mentalului, la care discipolul nu are încă acces conștient, și planul fizic în care există cel care l-a creat. Aspectul subtil al acestei realități, într-un fel simbolice, constă în atașamentul pe care discipolul îl poate avea și dezvolta pentru idamul său. Fiind o creație mentală, chiar dacă aceasta aparține unei lumi superioare celei fizice, ea este totuși efemeră și nu poate conduce discipolul decât până la un anumit punct al progresului său spiritual. A urmat o scurtă pauză, determinată de faptul că în cameră atmosfera s-a schimbat aproape brusc, devenind puternic ionizată și mirosind a vegetație de pădure înaintea unui furtun. Atitudinea idamului devenise și mai falnică, iar ochii lui parcă aruncau fulgere. După o scurtă pauză, fără să schițeze niciun gest, lama a continuat să explice. Tocmai mi-a spus că la un anumit nivel al mentalului tău există acum unele tensiuni de care nu ești conștient, dar că ele vor dispărea în curând. Sunt doar rodul încordării tale de a înțelege și de a asimila mai repede un volum destul de mare de informații neobișnuite. Din păcate, timpul nu ne permite deloc să amânăm scopul pentru care am venit aici, dar nici nu vreau să rămâi cu anumite lucruri neclarificate care mai târziu ar putea crea probleme și mai mari. Eram parcă bombardat din toate părțile de fenomene inexplicabile. N-am auzit niciun cuvânt din partea lui, am spus ușor iritat. Nici nu ai avea cum. Un idam nu se adresează prin viu grai decât doar celui care l-a creat și doar în prezența lui. Însă comunicarea prin viu grai nu este deloc obligatorie. De cele mai multe ori aceasta este realizată telepatic. Mulți discipoli renunță la ultima fază a practicii, aceea în care idamul capătă voce, pentru că aceasta necesită un efort în plus și nu este neapărat o fază necesară. Totuși, corect și sigur este ca idamul să poată să se adreseze și prin viu grai discipolului, deoarece în unele momente acesta nu va putea avea certitudinea comunicării telepatice dintre el și idam, confundând propriile sale idei cu cele ale idamului. Să știi însă că idamul pe care îl vezi aici are capacitatea de a vorbi, însă fără îndoială că, dacă ai auzi acestea, ai suferi un nou șoc. Vocea unui idam, mai ales dacă el face parte din categoria entităților teribile, este aproape paralizantă. Nu neapărat prin volumul cu care este emisă, ci mai ales datorită spectrului ei specific de frecvențe, care este foarte straniu pentru urechea umană. În plus, așa după cum ți-am spus, el nu se adresează prin viu grai decât celui care l-a creat. Dar, dacă tu dorești, îl pot ruga să ți se adreseze telepatic pentru a avea măcar aproximativ idee de felul în care sună vocea lui în realitate. Lama aștepta acordul meu pe care l-am dat fără rezerve. Eram sureșitat la gândul acestei experiențe cu totul inedite pentru mine. Simțeam în mod confuz că lumea fizică, pe care în mod obișnuit cu toții o considerăm stabilă și sigură, își pierduse atunci destul de mult din consistența ei, deși nu puteam să precizez care era motivul aprecierii mele. Mai târziu, analizând la rece acele momente cu totul speciale, am realizat faptul că în living room existau ființe și obiecte care, deși făceau parte din această lume, totuși în egală măsură ele o transcendeau. Elinor era, practic, nemuritor comparativ cu viața medie a unui om obișnuit. Obiectul care îi favoriza această condiție extraordinară era alcătuit din substanțe care nu aveau corespondent în această lume.
Preotul tibetan era, de asemenea, un personaj foarte misterios despre care intuiția îmi spunea că este posesorul unor secrete fulminante, iar Idamul era o prezență copleșitoare care evoca poate cel mai bine legătura cu alte lumi. În aceste condiții, eu eram nevoit să mă adaptez făcând uz de toate puterile și capacitățile mele de înțelegere. Problema principală era aceea că, datorită informațiilor bizare pe care creierul meu le-a înregistrat din exterior și datorită faptului că ele nu se suprapuneau peste conceptele obișnuite ale vieții cotidiene, în mintea mea începea să fie generată atât ideea cât și starea specifică unui vis. De fapt, aceasta nu reprezintă decât soluția in extremis a creierului de a depăși impasul în care se află atunci. Astfel am reușit să-mi explic foarte ușor motivul pentru care Idamul îi transmisese telepatic preotului tibetan că în mentalul meu s-a creat o anumită tensiune. La început am fost tentat să tratez cu neîncredere acea observație, dar ulterior m-am convins că Idamul a avut perfectă dreptate și că puterea lui de pătrundere la nivelul minții era remarcabilă. Pe de altă parte, din punct de vedere ocult, lucrurile erau perfect explicabile. Se știe ce influență notabilă au undele de formă ale unor obiecte pentru a crea o atmosferă magică. Acesta este și motivul pentru care, în cadrul ritualurilor, se recurge atât la o anumită recuzită, cât și la anumite diagrame și gesturi speciale. Toate acestea sunt folosite pentru a facilita o rupere a separației dintre planuri, care nu reprezintă altceva decât o punte de legătură între acestea. Energia celui care realizează procedeul magic și elementele de suport care facilitează orientarea acestei energii în direcția dorită constituie baza oricărei operațiuni de natură ocultă. Atât ființa cât și obiectele folosite devin atunci veritabile relee de captare și de manifestare a unor energii din planurile subtile ale creației. Deși în cazul de față nu era vorba nici pe departe de un procedeu magic, totuși principiul releului de forță și de energie între planuri funcționa fie doar și în virtutea elementului de prezență. De pildă, câmpul energetic subtil al stranului obiect care prelungea viața avea în mod cert o contribuție la distorsiunea spațiotemporală din cameră. Aurele celorlalte trei ființe constituiau și ele un factor major de influență în această direcție, astfel încât propria mea aură era atunci infuzată cumva de aceste vibrații neobișnuite care reverberau puternic în conștiința mea. Starea de reverie în care intrasem a fost brusc invadată de un fel de voce care mai mult semăna cu un bubuit de tunet. Deși nu înțelegeam efectiv cuvintele, totuși ideea transmisă mi era clară. Idamul îmi spunea că, pentru a contribui la detensionarea și relaxarea mea mentală, modificase atmosfera din cameră, răcorind-o și conferindu-i vitalitate. Capul meu vuia de tunetele vorbelor sale, deși nu puteam afirma că acestea erau chiar ca niște tunete de furtună. Mă gândeam doar la o analogie, pentru că în realitate impresia era mai complexă. Aproape neucit, am apucat totuși să-i mulțumesc Idamului în gând. Brusc, atât în mintea mea cât și în living room, se lăsase o tăcere copleșitoare. Niciun sunet, nicio mișcare, doar o liniște împietrită. Priveam printre ochii întredeschiși, dar mediul mi se părea cumva ireal. Aproape nu mai simțeam conturul trupului, însă, contrar așteptărilor mele, starea minunată de relaxare care mă cuprinsese nu m-a moleșit și nici nu mi-a indus somnul, ci dimpotrivă, cu fiecare moment care trecea, mă simțeam mai lucid și mai capabil să înțeleg ce se petrece cu mine însumi. În mai puțin de 3 minute mă simțeam atât de bine, încât nu aș mai fi vrut altceva decât să rămân cufundat în acea stare foarte confortabilă. Intuitiv am realizat atunci că acela era ajutorul minunat pe care mi l-a oferit Idamul și Lama Tibetan pentru a depăși astfel un anumit blocaj energetic la nivel mental. Deși cu puțin timp în urmă resorturile mele de apărare a ceții ego-ului erau foarte active, urmărind să provoace o stare de agnoasă și de nesiguranță pentru a mă determina să părăsesc acea încăpere, acum totuși resimțeam o bucurie intensă, plină de căldură și de afectivitate pentru că mă aflam în preajma acelor ființe deosebite și pentru că mă confruntam cu o situație complet ieșită din comun. Acum când rememorez cu claritate filmul evenimentelor, al discuțiilor și al emoțiilor lăuntrice pe care le-am trăit în acele zile, îmi dau seama că foarte puțini oameni vor fi dispuși să le accepte și să le împărtășească, fie doar într-o mică parte. Într-un astfel de caz, motivul principal pare a fi acela că aspectele pe care le prezint depășesc cu mult bagajul comun de cunoștințe și concepții despre viață și despre misterele ei ascunse. Mi-am spus atunci că am la dispoziție fie varianta dezvăluirii realităților prin care am trecut în decursul acelor zile, fie varianta tăcerii. Însă în acest ultim caz, cum aș mai fi fost capabil să îndeplinesc îndemnul lui Macandy pentru a face cunoscute lumii adevărurile pe care le-am trăit? Cum aș fi putut să mai contribui, chiar și într-o mică măsură, la cunoașterea ocultă a omului, ce reprezintă un cu totul alt tip de cunoaștere decât știința superficială a vieții pe care el o trăiește în societate? Dacă ar fi fost vorba doar de unul sau de altul dintre aspectele cu care m-am confruntat, atunci cel mai probabil că nu m-aș mai fi obosit să descriu cele întâmplate, dar au fost o serie întreagă de fapte și revelații tulburătoare care m-au plasat într-un complicat și totodată incitant joc al destinului, în situații cheie ce nu suferă nicio comparație cu situațiile obișnuite de viață.
În mod sigur, toate aceste aspecte au un sens foarte precis și se integrează într-un ansamblu mult mai complex, care nu mi-a fost dezvăluit decât parțial. Pe de altă parte, am putut să simt cu claritate faptul că în mod constant am fost sprijinit și ajutat pentru a trece cu bine toate testele cu care m-am confruntat în această ultimă perioadă a vieții mele. Sunt de părere că fiecare dintre noi avem un rol bine determinat în societatea în care trăim și acesta nu se referă neapărat la integrarea noastră în viața economică, politică și culturală a lumii. El nu se referă doar la ideea de carieră personală, faimă sau putere, bogăție, familie sau achiziții de bunuri materiale. El trebuie să surprindă o dimensiune mult mai profundă a existenței noastre, fără de care viața pare searbădă și fără rost, chiar dacă în mod aparent ea prezintă o anumită atracție și strălucire exterioară. Acestea nu sunt decât trecătoare, adică nu sunt durabile. Cel puțin, ele reușesc să perturbe înțelegerea corectă asupra lumii în care trăim, pentru că sunt tentante, dar în același timp sunt iluzorii. Omul are nevoie de ceva mai mult decât bani, recunoaștere publică, succes în afaceri ori plăceri efemere. Dacă acestea ar fi într-adevăr menirea lui în lume, atunci după ce ar dobândi lucrurile respective, ele nu ar trebui să mai dispară. Ori, simplul fapt că acestea sunt iluzorii, precum Fata Morgana, arată că țelurile materiale ale vieții nu reprezintă decât un joc înșelător care într-un târziu obosește ființa. Tumultul stărilor pe care le-am resimțit în ultima perioadă, persoanele pe care le-am întâlnit și evenimentele la care am luat parte îmi demonstrează că mă aflu pe drumul cel bun și luminos al evoluției spirituale. Acesta dă naștere în mine unui sentiment reconfortant a unei bucurii lăuntrice care mă însoțesc tot timpul, având deplină convingere că sunt susținut și ajutat mereu să avansez pe drumul cunoașterii. Acum știu cu precizie în ce direcție trebuie să caut, fără să mă mai lasă de menit de falsele tentații ale lumii. Am avut șansa extraordinară de a cunoaște ființe remarcabile care m-au învățat și m-au inițiat în unele aspecte ezoterice ale vieții, deschizându-mi astfel un orizont complet nou în ceea ce privește înțelegerea și integrarea mea în viață. Atunci când m-am confruntat cu anumite dificultăți de concepție sau cu unele fapte o realități bulversante, am fost ajutat să le depășesc cu succes. În sala proiecțiilor din Munții Bucegi, în cazul dezvăluirilor lui Elinor și mai ales în prezența Idamului, am primit de fiecare dată ajutorul necesar pentru a depăși cu succes acele momente de hiatus ale conștiinței mele. Totuși, evenimentele pe care le descriu aici au implicat o realitate mai dură datorită frecvenței cu care eram asaltat în noile situații. În starea foarte plăcută în care mă aflam atunci, care se datora acțiunii subtile conjugate ale preotului tibetan și a Idamului, aveam certa impresie că depășisem aceste blocaje și că eram capabil să suport mult mai ușor eventualele surprize. Totodată eram uimit de puterile Idamului pe care acestea le manifestase în ceea ce mă privește. I-am cerut lămuriri suplimentare preotului tibetan în acest domeniu. Ceea ce te-a impresionat pe tine sunt, în realitate, fapte simple pe care un Idam le poate realiza cu ușurință. Totuși, raportate la capacitățile limitate pe care le au oamenii, aceste realizări apar într-o lumină deosebită. De fapt, puterile unui Idam sunt cu mult mai mari, deoarece el este capabil să controleze unele energii specifice din univers. Pe parcursul vieții discipolului, adeseori Idamul trebuie să vegheze la păstrarea integrității fizice și psihice a acestuia, deoarece una dintre responsabilitățile pe care și le-a asumat este aceea a ghidării discipolului către eliberarea finală în condiții de perfectă siguranță. De cele mai multe ori, intervențiile sale paranormale sunt pentru a proteja discipolul împotriva atacului unor entități demonice sau a unor influențe malefice cu care acesta se confruntă în timpul practicii lui spirituale. Astfel de situații apar mai ales în zona Tibetului, care este specifică unor astfel de manifestări. Zonele muntoase, văile sau marile suprafețe din podiș sunt teritoriile principale de influență a diferitelor entități subtile, care nu întotdeauna sunt binevoitoare cu cei care le invadează ținutul. Ele sunt capabile atunci să provoace în planul fizic unele acțiuni teribile care îl pot costa chiar viața pe discipol. Acestea reprezintă unele dintre situațiile în care Idamul se dovedește de mare folos. Desigur, mai întâi se urmărește captarea bunăvoinței entității subtile care guvernează zona în care discipolul se hotărăște să se stabilească un timp pentru a efectua diverse acțiuni și practici spirituale. În caz contrar, acel spirit ar putea să se simtă ofensat și jignit de faptul că nu îi se acordă atenția cuvenită ca stăpân al locului. De obicei, îmbunarea sa se obține prin intermediul unor ritualuri simple în care se prezintă motivele solicitării și durata șederii în acea zonă. Pentru ca șansele de succes în obținerea bunăvoinței spiritului care guvernează zona să fie mai mari, se obișnuiește să se ofere în dar anumite obiecte sau alimente care sunt în mod tradițional consacrate unor astfel de acțiuni. Dacă ele sunt pe placul entității respective și aceasta le acceptă, energia lor subtilă esențială este atunci preluată de spirit, iar ofrandele materiale sunt mai apoi dăruite altor oameni sau sunt îngropate într-un sol curat. Dacă însă entitatea refuză colaborarea, fapt care de obicei este resimțit prin manifestarea unor fenomene exterioare vizibile și potrivnice, cum ar fi furtuni teribile, fulgere amenințătoare, prăbușiri de pietre, ori chiar rănirea solicitantului, intervine Idamul care pornește o luptă cu acea entitate.
Această confruntare poate să fie foarte scurtă, dacă diferența de putere dintre cei doi este mare, sau ea poate să fie foarte lungă și obositoare, dacă forțele idamului și ale acelei entități astrale sunt apropiate. În tot acest timp, discipolul se retrage de pe scena luptei, iar dacă situația devine incertă, el caută să-l ajute pe idam prin anumite tipuri de practici spirituale pe care le cunoaște, invocând cel mai adesea ajutorul suplimentar al altor entități subtile. Situația pe care o descrieți îmi pare smulsă din povești sau din legende. Mă întreb dacă există cu adevărat o asemenea realitate a confruntărilor teribile dintre creaturile fantastice. Acest gen de lupte au loc chiar în planul fizic? Am fost curios să aflu. Să știi că ele sunt mult mai reale decât ai putea tu să-ți imaginezi, a răspuns Lama. Ceea ce nu se vede nu înseamnă că nu există. Oamenii din zilele noastre sunt orbi față de aceste realități subtile, pentru că sunt foarte orgolioși și pentru că sunt îndoctrinați în spiritul ideologiei materialiste. De aceea, chiar și atunci când se confruntă cu dovezi indubitabile ale existenței altor planuri și ființe în manifestare, ei fie refuză să recunoască acestea, fie clachează psihic în mod lamentabil. În planurile subtile, cum ar fi de exemplu planul astral, formele și culorile au un spectru foarte larg de manifestare. Din această cauză, multe dintre entitățile care aparțin acestei dimensiuni ale creației corespund doar vag reprezentărilor noastre în planul fizic, dar se apropie foarte mult de ființele, așa zis, fabuloase, care sunt descrise în povești, în mituri și în legende. Iar în anumite condiții speciale, ele chiar se pot materializa în planul fizic. De altfel, această variantă este aleasă de idam și de entitatea respectivă atunci când ei au epuizat toate posibilitățile de luptă și de atac pe care le aveau în planurile subtile. Atunci, manifestarea lor în planul fizic este nimicitoare și discipolul trebuie să se asigure că s-a ascuns foarte bine. Totuși, sunt destul de rare cazurile în care un idam pierde o astfel de luptă. De regulă, bătălia se încheie înainte ca unul dintre cei doi să fie ucis, dar există și cazuri mai dramatice. Priveam contemplativ la idamul uriaș și tăcut care se afla în cameră cu noi. Întrebarea mi s-a concretizat treptat în minte. El este un idam pe care l-ați creat prin forțe proprii? Am îndrăznit eu în cele din urmă. Lama nu îmi răspunsese imediat. Mă gândeam că întrebarea mea nu era potrivită și tocmai mă pregăteam să-mi cer scuze când el a rostit cu voce egală. Nu, în cazul de față datele problemei sunt mai complicate. Este bine că discuția a ajuns în acest punct, deoarece are legătură cu scopul pentru care am solicitat această întâlnire. De fapt, eu însumi sunt un fel de intermediar care trebuie să ducă la îndeplinire o anumită sarcină în ceea ce te privește. Fii liniștit, este vorba de un aspect pozitiv. Totuși, acum nu pot să-ți dezvălui mai multe amănunte decât strictul necesar. Mă întrebam cât de limitat era acel necesar din moment ce mă aflam acolo de aproape 4 ore, dar încă nu știam pentru ce venisem. Atunci am realizat că nici măcar numele tibetanului nu-l cunoșteam, deși discuția noastră dura de ceva timp. Repasundi. Oarecum frustrat de această situație neobișnuită, mi-am exprimat nedumeririle care mi se păreau justificate. Lama își ceru scuze pentru faptul că nu se prezentase încă. Mi-a spus că a preferat să-mi ofere mai întâi anumite explicații în legătură cu prezența idamului, care îmi acaparase toată atenția. Am aflat că preotul tibetan se numea Repa Sundi. Se născuse în Tibet, dar plecase de acolo după invazia chinezilor în anul 1956, deoarece pe atunci avea o funcție importantă în Palatul Regal din Lhasa. Un timp a pelegrinat prin mai multe țări având anumite misiuni diplomatice, dar în cele din urmă și-a stabilit reședința în capitala Chinei, care pe atunci era Pekin. Totuși, ceva nu este clar, am spus. Înțeleg că tocmai datorită chinezilor ați plecat din Tibet. Acum îmi spui că te-ai stabilit în China. Repa Sundi mă rugase să renunț la uzanțele de politețe și să-i spun pe nume. De altfel, diferența de vârstă dintre noi nu era foarte mare, însă acest aspect constituia o nouă dilemă pentru mine. Conform relatării lui, în 1956 el era activ în capitala Tibetului, ceea ce impunea să aibă atunci cel puțin 30-35 de ani. Or, înfățișarea lui actuală corespundea unei vârste de aproape 50 de ani. Era deci o diferență de 4 decenii care nu se justifica. Am fi ajuns oricum la acest punct delicat al discuției. Îmi pare bine că Elinor ți-a vorbit despre secretul lui, pentru că asta o să te facă să accepți mai ușor unele dezvăluiri pe care ți le voi face, spuse Lama zâmbind ușor în timp ce privea obiectul straniu de pe masă. Totuși, de la început îți mărturisesc că eu nu fac parte din tradiția căii spirituale pe care urmează Elinor, deși eu o cunosc foarte bine. Ca să înțelegi ce fac eu în lume și care sunt scopurile pe care le urmăresc, ar trebui să cunoști o serie întreagă de aspecte oculte. Nu avem însă timpul necesar pentru a face acum astfel de dezvăluiri. Ceea ce pot totuși să spun este faptul că, de cele mai multe ori, îndeplinesc o sarcină de emisar și în același timp contribui la realizarea în bune condiții a mesajului transmis. Ce fel de emisar? Și despre ce fel de mesaje este vorba? Am întrebat eu, fiind foarte atent la discuție. Nu te gândi că aceste mesaje sunt precum scrisorile de acreditare sau că ele sunt rostite verbal în fața cuiva.
Mai curând, mesajele respective pot fi asimilate unui anumit gen de misiuni cu caracter spiritual în diverse zone ale lumii. În legătură cu aceasta, trebuie să știi că timpul nu mă afectează aproape deloc. Există unii oameni la care nivelul de conștiință le permite să acționeze astfel încât să atragă în aura lor un anumit tip de energii cosmice întineritoare. La aceasta contribuie însă și un preparat secret din ierburi și plante de munte, care sunt foarte rare, dar mă voi opri aici cu explicațiile. Aproape că nu mai știam ce să spun. Hotărât lucru, aceasta părea să fie o seară nemuritoare. L-am întrebat încă o dată pe Repa Sundi cine îl trimite în astfel de misiuni. Problema este complexă, a răspuns el. Pentru a înțelege în mod corect subtilitățile ei, ar fi necesar să ai o pregătire solidă în domeniul esoteric al cunoașterii, atât din punct de vedere ideologic, cât și practic. Cel care este inițiat în tainele ocultismului știe prea bine că omenirea nu trăiește chiar de capul ei. Dacă ar fi fost așa, probabil că balanța karmică negativă ar fi înclinat de mult soarta Pământului către distrugere. Există însă, ierarhic vorbind, lumi și civilizații care au menirea de a menține un anumit echilibru chiar la nivelul întregii planete, atât cât este posibil fără a interfera cu libera voință a oamenilor. Sunt aspecte și realități foarte delicate, complexe și dificil de înțeles, pe de o altă parte datorită faptului că orientarea științei și a concepției pe care o are umanitatea despre univers este încă profund materialistă, iar pe de altă parte, pentru că anumite interese oculte în această lume sunt foarte puternice și ele nu sunt deloc orientate în sens pozitiv. Despre ce lumi și civilizații vorbești? Despre cele extraterestre? Am întrebat, atent să nu pătrund pe un teren alunecos și nesigur. Lama deveni grav, iar vocea lui răsuna mai puternic. Care este baza surprizei și a nedumeririi tale? Oare nu te-ai confruntat singur cu dovezi impacabile în acest sens? Nu ți-a fost permis accesul într-un loc în care doar extrem de puține ființe umane au voie să pătrundă în momentul actual? Realitatea poate fi bulversantă și incredibilă la o primă apreciere, dar asta nu înseamnă totuși că ea nu există. Nebunia invaziei extraterestrilor și manipularea în masă care a fost sistematic practicată de-a lungul ultimelor decenii a reușit în mare parte să discrediteze acest subiect în ochii și mintea multor oameni. Totuși îmi exprim speranța că nu te numeri printre aceștia. Ar fi trist, mai ales că în prezent ai văzut și ai luat cunoștință de multe informații ultrasecrete referitoare la acest domeniu. Am primit cu multă umilință această dojană. De fapt, intenția mea nu a fost aceea de a nega faptul că există alte civilizații în univers, cu mult mai dezvoltate decât civilizația umană actuală, ci voiam să-mi exprim îndoiala că ele ar putea exercita o influență pozitivă dirijată pentru binele omenirii. După părerea mea, a crede sau a nu crede că există civilizații supra-dezvoltate în univers este puerilă și cam la acest nivel de înțelegere se desfășoară controversele între unii savanți sau politicieni ai lumii și anumite organizații de ufologi sau cei care prezintă dovezi indubitabile în această direcție. Toți politicienii, și nu numai ei, se înverșunează să nege prezența acestor lumi și să demonstreze că ele, de fapt, nu există. Această idee extrem de orgolioasă și limitată care se referă la faptul că suntem singuri în univers are însă la bază interese bine definite ce implică dorința de a instaura un control total asupra omenirii. Cele mai mari probleme pot apărea din partea creștinilor, deoarece influența bisericii, mai ales a celei catolice, în lume este încă destul de puternică. De pildă, dacă credincioșilor li s-ar spune de către papă și li s-ar aduce dovezi clare în acest sens că în univers mai există și alte ființe, chiar cu mult mai avansate tehnologic și ideologic decât omul, acesta ar da naștere aproape sigur la o criză profundă de concepție în rândul maselor. Dezvăluirea dovezilor și contractelor cu alte civilizații ar duce iremediabil la o scădere dramatică a influenței și puterii de manipulare asupra omenirii, pentru că atunci umanitatea ar avea la dispoziție alte orizonturi și alte opțiuni spre care să se orienteze decât cele care i-au fost impuse până în acel moment. Problema este însă mult mai complexă și nu se limitează nici pe departe doar la aceste aspecte. Eram destul de familiarizat cu acest subiect și, mai mult decât atât, am avut ocazia să văd eu însumi incredibilele tehnologii din sala proiecțiilor și să mă conving de existența altor civilizații din galaxia noastră, urmând sinteza unor proiecții holografice. Deși eram convins că ansamblul secret din Munții Bucegi constituia opera unei străvechi civilizații extraterestre, totuși Cezar nu mi-a confirmat niciodată acest lucru, nici măcar după ce mi-a dezvăluit o parte dintre elementele secrete ale marii expediții la care luase parte. Prin urmare, din acest punct de vedere, misterul rămânea ocultat pentru mine. Probabil că, dintr-un reflex ideologic primitiv, am reacționat superficial la informațiile pe care mi le dădea Repa Sundi, considerând că este foarte puțin probabil ca omenirea să fie supravegheată de către alte civilizații mai avansate. Eram însă conștient că nu aveam niciun suport solid pentru acest gând. Pe de altă parte, a continuat să-mi explice Lama, eu nu am spus că mă refer la o civilizație extraterestră. Am spus că există ființe foarte evoluate care supraveghează bunul mers al omenirii. Capacitățile și puterile lor depășesc cu mult orice ai putea tu gândi în prezent despre acestea.
Dar bine, unde se află ele? Unde trăiesc? Sunt printre noi?" am întrebat eu cu o sinceră mirare. Repasundi a continuat să-mi explice netulburat. Avansul lor tehnologic și spiritual este atât de mare încât permite membrilor altei civilizații să schimbe, precum un comutator, frecvența specifică de vibrație a materiei atunci când ei doresc aceasta. Într-un anumit sens, este ceva asemănător cu felul în care acționează un idam. Însă atunci când este necesar, ei pot schimba nivelul vibratil al întregilor civilizații, trecând, de pildă, din planul fizic în planul astral și invers. Totuși, pentru a evita contactul nedorit cu civilizația umană actuală, care este impură și grosieră, în prezent ei se află într-o zonă foarte specială și secretă, despre care nu există decât zvonuri sau ipoteze. În mare parte, această situație a durat până când a fost făcută marea descoperire din Munții Bucegi, cu un an și ceva în urmă. Am tăcut, dar în mine am rostit cu intensitate întrebarea. Repasundi mi-a răspuns imediat. Da, Cezar Brad cunoaște adevărul despre civilizația respectivă și despre locația din Bucegi, dar nu i s-a permis deocamdată să relateze nimic despre aceasta, nici măcar autorităților române sau americane, după ce comandoul a revenit din marea expediție. În timpul deplasărilor prin tunelul principal, la un moment dat a avut loc un eveniment la care doar Cezar a luat parte. Ceilalți membri ai grupului nu au avut acces la cunoașterea lui. De fapt, ei nici măcar nu știu ce s-a petrecut atunci. Aceasta înseamnă că îl cunoști bine pe Cezar, am spus eu entuziasmat. Mi-a povestit și mie o mare parte din grandioasa aventură, dar unele lucruri nu mi le-a împărtășit. Mi-a spus că nu are încă permisiunea să mi le dezvăluie, dar eu cred că s-a referit tocmai la ceea ce mi-ai relatat tu. Mă întreb dacă ai ajuns să-l cunoști pe Cezar, astfel încât el să-ți vorbească despre aceste lucruri foarte secrete. Mie nu mi-a spus niciodată despre tine. Lama zâmbi enigmatic. Ba da, ți-a vorbit, dar nici tu, nici el nu ați intuit atunci adevărul. Abia după ce a făcut marea descoperire din Bucegi, dintr-o conjunctură foarte specială pe care am creat-o, el m-a întâlnit din nou. Sunt un vechi prieten de-a lui, însă iată că acum jocul destinului favorabil a făcut ca și tu să afli anumite informații foarte secrete. Mă străduiam din toate puterile să-l identific pe Repasundi din informațiile pe care mi le oferise Cezar, dar nu reușeam să ajung la niciun rezultat. În cele din urmă, privindu-mă cu bunăvoință, Lama îmi spuse. M-am ocupat îndeaproape de educația și formarea spirituală a lui Cezar Brad, care este o ființă foarte evoluată. I-am cultivat înzestrările excepționale și l-am orientat într-o direcție care nu dă greș niciodată. Aici tibetanul se opri o clipă, lăsându-mi o ultimă șansă de a-l identifica. Din străfundurile amintirilor mele, o intuiție își făcea loc tot mai mult. Atunci l-am arostit cu multă modestie. Sunt doctorul Xien. Rămăsesem cu gura căscată, neștiind ce să mai cred. Cezar îmi vorbise destul de puțin despre doctorul Xien, dar întotdeauna cu foarte multă considerație și afecțiune. Într-un fel, puteam intui că Lama Tibetan a fost ca un maestru spiritual în perioada comunistă, atunci când l-a ghidat timp de mai mulți ani în baza secretă de lângă B, apoi el a dispărut subit, imediat după Revoluția din 1989, fără ca nimeni să știe ceva în această direcție. Nici el și nici asistenta lui nu au lăsat vreo urmă sau vreo dovadă a dispariției lor. Cezar îmi spusese că, atunci când au contactat autoritățile chineze pentru a le informa de situație, acestea au avut inițial o reacție negativă, acuzând serviciile secrete românești de suprimarea celor doi, însă în mod inexplicabil, după aceea întreaga afacere a fost dată uitării fără niciun fel de explicații și fără ca misterul să fie rezolvat. Eu credeam că Cezar, prin intermediul capacităților sale speciale, știa cel puțin o parte a adevărului, pe care însă nu dorea să mi-l dezvăluie. Este foarte adevărat că el a urmărit să mă găsească pe anumite căi subtile și oculte, a spus Lama. Pe atunci nu își dezvoltase suficient de mult această putere pentru a fi capabil să depășească anumite bariere de protecție subtilă pe care eu le manifest în astfel de situații. Această protecție este justificată de necesitatea de a acționa cât mai liber pentru a îndeplini misiunea spirituală pe care o am, respectând totuși în linii mari normele societății moderne. Cu toate acestea, să știți că eu nu înțeleg care este specificul acțiunilor tale în lume, i-am spus atunci lui Repasundi. Am înțeles că ai petrecut mulți ani în România ca specialist chinez atașat în probleme paranormale. Aceasta a fost misiunea ta? Sunt mai multe direcții sau misiuni pe care le îndeplinesc simultan, însă toate sunt într-un anumit fel corelate, adică ele au un numitor comun. Pentru a le rezolva în mod eficient, trebuie să realizezi anumite contacte cu persoane care sunt implicate într-un fel sau altul în acele probleme. Aceasta necesită deplasarea mea în diferite puncte de pe glob. Așadar, a spune că rămân mereu în același loc este un mod impropriu de exprimare. În realitate, mă deplasez în multe locuri, în țările în care am stabilit deja acele contacte. Aceasta nu se petrece însă după metoda clasică la care te gândești. Îți dezvăluie acest secret pentru ca să intuiești faptul că, dincolo de metodele pe care omul obișnuit le folosește pentru a-și desfășura activitatea de zi cu zi, există multe alte posibilități pe care unele ființe le au la dispoziție pentru a acționa în mod eficient. În raport cu situația actuală a omenirii, ele țin de manifestările de natură paranormală.
Acum îți pot explica dispariția mea din România în urmă cu 15 ani. Se încheiase o etapă importantă și prezența mea acolo pur și simplu nu mai era necesară. S-a dovedit că aprecierea mea a fost corectă, deoarece lucrurile au evoluat și Cezar s-a situat la înălțimea așteptărilor mele. Tot ceea ce s-a petrecut ulterior, inclusiv marea descoperire din Munții Bucegi, face parte dintr-un plan foarte complex, multidimensional, despre care nu este cazul să-ți vorbesc aici. Totuși, odată cu trecerea timpului, vei putea tu însuți să înțelegi fragmente tot mai detaliate ale grandorii acestei acțiuni care implică întreaga planetă, în care și tu ai rolul tău. Îndeplinirea marelui proiect în legătură cu Pământul reprezintă un efort conjugat din partea mai multor ființe foarte evoluate, unele dintre ele fiind din alte planuri ale manifestării, așa după cum te vei convinge singur în curând. Eram uluit de ceea ce aflam, dar în același timp simțeam din toată inima dorința să fiu de folos și să contribui și eu, după puterile mele, la realizarea acestui plan. Am vrut să aflu atunci mai multe informații despre felul în care acționa Repasundi în lume. Relațiile pe care le cultiv și la care am acces sunt în marea lor majoritate la nivel guvernamental. Deși în lume sunt mulți oameni care luptă împotriva binelui prin diverse mijloace, totuși există și persoane cu o conștiință curată, care doresc să fie de folos națiunii din care fac parte și chiar întregii omeniri. Cu cât ele au funcții de răspundere mai mari și fac parte din guvernele marilor putere ale lumii, cu atât influența lor este mai importantă. De pildă, legătura mea cu anumiți membri din guvernul chinez. Aceștia mi-au facilitat multe intervenții benefice și au acoperit totodată unele evenimente stranii care nu puteau fi explicate. Aceste relații se transmit și se diversifică mai apoi de la o generație la alta, dar ele nu sunt singurele mele contacte. Un rol important au persoanele care manifestă o mare forță magnetică, precum și cele cu înzestrări excepționale, firește cu condiția ca ele să fie orientate benefic. În timpurile care vor veni, aceste persoane vor fi capabile să polarizeze în jurul lor mulți oameni, arătându-le direcția corectă pentru ca ei să înțeleagă situația critică în care se află omenirea și felul în care pot și trebuie să acționeze eficient pentru a o transforma profund. E bine să știi că, prin intervențiile sale discrete, dar bine integrate, Cezar Brad a reușit să echilibreze mult balanța de forțe în România. Lucrurile trebuie să fie totdeauna justificate la un nivel mai subtil decât aparența lor fizică. O influență este cu atât mai puternică cu cât ea este inițiată mai întâi la un nivel subtil cauzal, abia mai apoi ea se va concretiza în planul fizic, dar modul complex al îmbinării efectelor ei aici va putea fi înțeles doar de puțini oameni. Cezar are deja capacitatea de a acționa în acest fel, dar trebuie să înțelegi foarte bine că pentru această intențiile ființei respective trebuie să fie foarte pure. Sentimentul pe care îl simțeam atunci când Repasundi îmi dezvăluia aceste lucruri era unul de profundă recunoștință pentru înțelepciunea lui și bunătatea cu care mă trata. Deși nu-l cunoșteam decât de foarte puțin timp, remarcam în discuția pe care o aveam cu el asemănări izbitoare cu explicațiile pe care le primisem de la Cezar în ultimii ani. Nu mi era prea greu să-mi imaginez că Repasundi vorbise și lui de multe ori ca de la maestru la discipol, clarificându-i multe aspecte ale vieții și orientându-l cu răbdare pe calea binelui și a dreptății. Mă simțeam minunat și orice sentiment de angnoasă și de iritare dispăruse ca prin farmec. Eram foarte dornic să aflu cât mai multe elemente despre modul în care eu însumi aș putea să-mi îmbogățesc cunoașterea și să-mi rafinez modalitățile de acțiune. Atunci lama mi-a oferit o explicație care, la început, mi s-a părut surprinzătoare. Unul dintre aspectele foarte importante pe care trebuie să le știi în ceea ce privește cunoașterea este că tot ceea ce ființele trăiesc și simt de-a lungul vieților devine totodată experiență pentru celelalte ființe din univers. Elementul esențial este că acest lucru se petrece independent de spațiu și de timp. Atunci când dobândești puterea de a te branșa la acest domeniu al existenței, care transcede spațiu și timpul, ai practic acces deplin la toate înregistrările care includ tot ceea ce s-a petrecut și ceea ce se va petrece vreodată. Uluitor! Chiar în această seară, Elinor mi-a vorbit despre înregistrările subtile din manifestare, dar în legătură cu viețile anterioare. Am spus eu încântat. E drept că nu mi-a dat mai multe detalii, dar înțeleg totuși că s-a referit la același aspect despre care îmi vorbești tu acum. Atunci Elinor s-a simțit dator să intervine pentru a clarifica mai mult lucrurile. I-am spus că puterea de a vizualiza existențele anterioare, ale lui sau ale oricărei alte ființe, are la bază accesul cunoștinței într-un domeniu supratemporal al existenței, acolo unde există înregistrările fidele ale oricărui tip de acțiune care a fost săvârșită în lumea fenomenală, a spus el adresându-se lui Repasundi. Este ca un fel de bandă de înregistrare a Universului. Perfect adevărat, a aprobat lama cu seriozitate. Accesul la aceste urme precise pe care le lasă orice ființă în periplul ei prin manifestare te poate face să beneficiezi, într-un anume fel, de ceea ce am putea numi chiar experiența Universului. Este foarte important ca acest lucru să fie bineînțeles. În definitiv, orice ființă din creație se confruntă cu două stări fundamentale ale existenței, care sunt opuse, starea de ignoranță și starea de cunoaștere.
Când mă refer la ignoranță, vreau să spun că atunci ființa respectivă nu cunoaște aproape nici una din legile esențiale ale universului în care trăiește. Din această cauză, ignoranța face ca omul să trăiască parțial, fragmentat și închis într-un domeniu foarte limitat al existenței. Prin analogie, el atunci se află ca într-o cușcă de mici dimensiuni, fără să-și dea seama totuși de aceasta. Pe de altă parte, cunoașterea înseamnă putere. Nu mă refer aici la o cunoaștere teoretică, științifică, adică la ceea ce, în general, se înțelege prin cunoașterea lumească, ci mai ales la ceea ce înseamnă cunoașterea universală. Aceasta este infinit mai bogată și mai nuanțată decât prima categorie și, totodată, este singura care oferă accesul la dimensiunile înalte ale spiritului. Bine, dar oamenii, chiar dacă sunt ignoranți, trăiesc totuși de multe ori o viață care li se pare bună și chiar fericită sau îndestulată, am spus eu. Mă rog, ceea ce consideră ei a fi fericire și împlinire. Așa este, ei trăiesc, dar o fac în ignoranță și tocmai de aceea suferă. Suferința și ignoranța se completează și se alimentează reciproc. Totuși există un sens ascuns chiar și în această privință, deoarece doar atunci când suferința și necazurile ajung la un prag de nesuportat, ceea ce de multe ori se petrece după zeci sau după sute de vieți succesive, omul realizează faptul că nu mai poate continua în acea direcție. Acela reprezintă un domeniu esențial în evoluția lui, de la care el începe să fie tot mai conștient de integrarea sa în univers. Desigur, vor mai exista poate multe alte căderi și reveniri ale sale la acest drum, însă important este că el are deja sădit în conștiință și în percepția lui interioară că trebuie să schimbe ceva fundamental în ființa sa și acest gând va fi ca un impuls care îl va proiecta din ce în ce mai sus. Ascultând ce îmi spunea Repasundi, mă gândeam că ignoranța este ca o noapte în înțelegerea omului, ca o ceață deasă care îi întunecă gândirea. După câte îmi dau seama, condiția celui ignorant nu este prea departe de aceea a unui animal neștiutor. Am dat eu glas reflecțiilor mele interioare. Chiar dacă aceasta poate să pară ceva exagerat, totuși să știi că reflectă o realitate, a spus Lama. În principiu, totul pornește de la diferența fundamentală dintre om și animal, aceea de conștiință de sine. Problema este simplă. În timp ce omul știe că există, adică el are o conștiință de sine și poate să acționeze în mod determinat, animalul acționează doar din instinct fără să știe că există. Viața unui animal este redusă doar la impulsuri spontane din interior și la o gamă foarte restrânsă de emoții. Totuși, chiar și între animale, la fel ca printre oameni, există diferențe notabile care fac ca unele dintre ele să prezinte, atunci când ajung la un anumit grad de evoluție, unele rudimente de conștiință ce le asigură mai apoi saltul către condiția de ființă umană înzestrată cu o conștiință de sine. Pentru că este evident, de pildă, că între o cârtiță și un delfin există mari deosebiri în ceea ce privește posibilitățile de înțelegere și de comunicare cu o ființă având structuri superioare de conștiință, cum este omul. Vrei să spui că același proces de evoluție de la o formă de conștiință inferioară la una superioară rămâne valabil oriunde altundeva în universul fizic? Am intervenit eu. Bineînțeles, de altfel știi deja cât este de diversă viața în galaxia noastră. Ai fi însă cu mult mai surprins să afli ce grandoare aproape inimaginabilă are diversificarea vieții în tot restul universului, față de care galaxia noastră nu înseamnă practic mai nimic. Forma se adaptează întotdeauna la specificul condițiilor de viață care există în colțul respectiv de univers, indiferent dacă acestea corespund sau nu condițiilor de viață ale omului. Prin urmare, formele de inteligență din univers sunt și ele foarte diferite și doar un imens orgoliu și o prostie fără margini pot să-i facă pe oameni să gândească faptul că sunt singuri într-un univers cu adevărat gigantic, ale cărui dimensiuni reale nu pot fi concepute sau înțelese logic pe sistemul de apreciere pe care îl are mintea. Pe de altă parte, acest imens univers fizic este el însuși mult mai mic decât universul astral și mental, care la rândul lor sunt mult mai mici decât universul cauzal. Fiecare dintre acestea are o dezvoltare practic infinită a posibilităților de formă și energie, concretizate în tipul de materie și substanță care le este specific. De pildă, materia astrală este mult mai subtilă decât materia fizică, așa zis tangibilă, cu care sunt obișnuiți oamenii. La rândul ei, substanța care este specifică planului mental este cu mult mai subtilă decât substanța astrală a emoțiilor, iar materia universului sau planului cauzal este cu mult mai rafinată decât cea a universului mental. Este vorba deci despre o minimă intuiție de care omul are nevoie și despre o problemă de bun simț pentru ca el să realizeze faptul că această colosală desfășurare de forțe și energie în creație nu există doar de dragul lui, chiar dacă el se gândește că este singurul locuitor al spațiului infinit care îl înconjoară. Ceea ce este comun la toate formele de existență, fie ele fizice sau subtile, este că acestea sunt strict ierarhizate după gradul lor de evoluție și de dezvoltare spirituală. Și, întrucât gradul de evoluție pe lanțul transformărilor este direct proporțional cu gradul de cunoaștere, ajungem la aceeași problemă de la care am plecat, și anume că cel care cunoaște are putere, iar aceasta îi conferă accesul la dimensiuni din ce în ce mai înalte ale creației. Desigur, cred că ai intuit deja,
Puterea la care mă refer aici nu este nici putere fizică, nici cea a banilor, nici putere politică. Acestea reprezintă forme parțiale și foarte limitate ale puterii la care ajunge cel înțelept. Deci totul se reduce practic la o problemă de evoluție a conștiinței, am concluzionat eu. În acest proces, ignoranța este cucerită treptat de cunoaștere și așa se explică de ce unii oameni pot face mai multe și mai bine decât alții. Gradul de dezvoltare a conștiinței atrage după sine dezvoltarea formei sau, altfel spus, a carcasei materiale care permite evoluția ulterioară a acelei conștiințe individuale, mi-a explicat Repasundi. Regnul mineral, vegetal, animal și, la sfârșit, omul, provin unul din altul în această ordine. Însă, pentru a intra acum în detalii care implică modul cum se realizează această trecere, condițiile care îi sunt specifice, precum și particularitățile fiecărui regn în parte, ne-ar lua prea mult timp și ar implica numeroase explicații. De aceea, mă limitasem să-ți prezint doar unele aspecte despre om și animal, deoarece în cazul lor conștiința începe să capete forme mai evoluate. Îți spuneam că, deși există o diferență fundamentală între cele două regnuri, totuși, în mod paradoxal, omul se comportă de multe ori ca un animal și chiar poate să ajungă la o condiție inferioară acestuia. Eram și eu de aceeași părere, ceea ce m-a făcut să observ că uluitoarea cădere a omului se datorează, probabil, unei forme acute de ignoranță. Totuși, cum se face că omul care deja are în el scânteia conștiinței de sine și știe că este o individualitate printre celelalte, ajunge să decadă la un nivel cu mult inferior? Ce fel de formă a ignoranței este aceasta? Repasundi părea mulțumit că am ajuns în această zonă a discuției. Aici, într-adevăr, este o problemă mai specială, mi-a răspuns el. Pentru că, odată cu sentimentul individualității care îi conferă un sens în viață, omul deține în mod automat și voința individuală și neîndrăgită de a acționa și, firește, acțiunile lui pot fi bune sau rele. Spre deosebire de el, un animal nu acționează din voință proprie sau, dacă totuși există momente în care el pare să o facă, aceasta reprezintă doar aspecte incipiente ale voinței individuale. Toate acțiunile pe care le săvârșește un animal sunt determinate din instinct și din obișnuință, inclusiv atitudinile sale de atașament sau de devoțiune. Desigur, odată cu trecerea timpului, aceasta asigură o evoluție a animalului respectiv către condiția de om, însă trebuie remarcat faptul că animalul nu are o voință a sa proprie, pentru că el nu are o conștiință proprie, nu știe că există în mod individual. El poate să recunoască multe ființe și obiecte din jur, poate să realizeze chiar anumite conexiuni simple sau să se manifeste emoțional, dar toate acestea provin totuși numai din instinct și din obișnuință. De aceea, în cazul speciei animale, nu se pune problema conștiinței individuale a membrilor ei, așa cum este în cazul speciei omului, ci este vorba despre o conștiință de grup, din care periodic și în urma unui cumul de experiențe se realizează un salt al unui membru din acea specie pe un nivel evolutiv superior. Acest nivel superior poate să însemne fie o specie mai evoluată de animale, fie chiar condiția de om. În astfel de cazuri, acel membru al speciei de animale reprezintă un fragment din conștiința de grup sau, mai bine zis, o chintesență a nivelului de evoluție și de experiență a speciei în acel moment. Ca urmare, el este promovat într-o etapă superioară a devenirii. Încetul cu încetul, el capătă conștiința tot mai clară a individualității sale până când ajunge la stadiul de om. Aici însă, chiar dacă saltul de conștiință la stadiul de om este uriaș prin raport la condițiile anterioare de existență, responsabilitatea faptelor și acțiunilor săvârșite aparține în exclusivitate individului. După cum ți-am spus, animalul acționează din instinct și, chiar dacă acțiunile lui sunt uneori feroce, totuși ele sunt realizate fie pentru a se apăra, fie pentru a se hrăni. Aceste acțiuni ale sale nu sunt considerate individuale, deoarece el nu are conștiința naturii faptei pe care o săvârșește. Acțiunile unui animal sunt integrate la nivelul conștiinței de grup a speciei din care el face parte. Astfel, conștiința speciei respective acumulează experiență. În cazul omului, problema este total diferită pentru că el, prin tot ceea ce face, vorbește și gândește, acționează în conformitate cu voința lui proprie, dacă este sănătos din punct de vedere fizic, mental și psihic. Această voință proprie, care îi conferă posibilitatea de a alege în mod conștient o variantă sau alta, îl poate determina să intre fie pe drumul evoluției și al binelui, fie pe cel al pierzaniei și al suferinței. Chiar dacă este om, această condiție nu îl scutește de apăsarea ignoranței. Dacă el va alege să facă fapte rele, să fie violent, dur, nesimțitor, despotnic, ori chiar să ucidă, acestea se vor contoriza în propriul lui destin sau karmă și va trebui să plătească exact cu aceeași monedă pentru ele în alte existențe viitoare.
Dacă viciile umanității, începând cu meschinăria, ipocrizia, minciuna, invidia și mergând până la mânia destructivă, lăcomia acerbă, atașamentul care înlănțuie și gelozia care o otrăvește, sunt acțiuni care apar precum zgura și fumul negru în sufletul omului. Spre deosebire de el, animalul nu acționează decât strict în virtutea instinctului de conservare a vieții, de hrănire și de reproducere. El nu este capabil de incredibilele mizerii la care se pretează unii oameni și nici de acțiunile lor odioase sau subterfugiile penibile pentru a-și sluji scopurile egoiste. Din această cauză îți spun că, din nefericire, omul ajunge adeseori într-o condiție chiar mai josnică decât a unui animal, pentru că, deși este capabil să observe, să judece și să înțeleagă natura rea a acestor acțiuni, el totuși le săvârșește. În aceasta constă, de fapt, esența păcatului și a greșelii. Omul este purtat mereu acolo unde îl duce firul faptelor sale din trecut, fie că el își dă sau nu seama de aceasta. Cum este totuși posibil să existe o asemenea decădere a condiției umane? Am întrebat eu, contrariat. Oare ignoranța este atât de dramatică? Dacă înțelegi în mod corect lanțul care leagă aceste aspecte în univers, lucrurile îți vor apărea ca fiind foarte clare. Ignoranța determină acțiunile greșite, iar aceasta determină cumulul de karmă negativă, adică un destin greu. La rândul lui, aceasta leagă ființa umană respectivă prin însăși limitările impuse de greșelile pe care le-a înfăptuit și care acum trebuie plătite, astfel încât se creează un nou lanț de greșeli și procesul continuă ca într-un cerc aparent vicios. Ieșirea din această lamentabilă condiție se face în mod gradat și numai printr-un efort constant și intens al omului de a transforma, de a orienta natura acțiunilor sale spre fapte virtuoase. Uneori el se simte atât de disperat și deznădăjduit în fața problemelor și greutăților vieții cu care se confruntă, încât atunci este tentat să-și ia singur viața, gândind că în felul acesta va scăpa de toate necazurile. Aceasta este o imensă greșeală și constituie un blocaj sever pe calea evoluției. Mi-am adus atunci aminte de observațiile pe care le făcuse Elinor cu privire la acest subiect. Repasundi a completat ceea ce eu aflasem deja. Aceia care recurg la un astfel de gest necugetat sunt de obicei oamenii labili din punct de vedere psihic și mental, ori cei care reprezintă unele influențe demonice în personalitatea lor. Aceste aspecte pot să nu fie deloc remarcate de ceilalți oameni care se află în anturajul sinucigașului și chiar pot să pară deplasate prin raport la viața de până atunci a acestuia. Totuși, atât prostia cât și ignoranța oamenilor nu pot ține loc de adevăr. Eram uimit de faptul că Lama părea să știe foarte bine ce discutasem eu cu Elinor înainte de venirea lui. Cu toate acestea, am observat că el puncta discret doar acele aspecte pe care le considera importante, dorind să le aprofundez. Puterea lui de cunoaștere telepatică era formidabilă. În general vorbind, omul trăiește o dramă aproape continuă în manifestare, a continuat el să-mi vorbească. Fără să bănuiască faptul că în univers există un sens profund al vieții, că există anumite legi fundamentale și imuabile care acționează într-un perfect echilibru, cel ignorant ia de cele mai multe ori ceea ce este rău ca fiind bun și invers. Lăsat în voia lui, el este precum frunza în vânt sau precum trăsura fără vizitiul care strunește ca isperiați. Acționând adeseori orbește, fără să gândească deloc și sub impulsul destinului său, omul ignorant atrage în aura lui o mulțime de energii care îl vor face să-și ducă existența într-o stare larvară inferioară. Între această condiție deplorabilă și aceea în care ființa umană este superioară, există o diferență colosală pe care, în mod paradoxal, oamenii obișnuiți foarte rar o recunosc. Explicația acestui fapt este că cel care trăiește într-o zonă restrânsă de percepție și cunoaștere nu are capacitatea de a înțelege atât de ușor ceea ce îi este superior, pentru că nu are termen de comparație. În plus, el observă că multe dintre principiile sale de viață, care sunt rele și opuse armoniei universale, împreună cu prejudecățile meschine pe care le întreține, sunt total opuse modului comportamental și viziunii despre existența acelui înțelept. Ignorantul simte atunci în mod confuz că pentru a se transforma este necesar să modifice din temelii întreaga lui viziune asupra vieții, ceea ce fără îndoială că implică un mare efort, cel puțin la început. De cele mai multe ori, el nu este deloc dispus să facă acest efort. Mai mult chiar, el ajunge să considere atunci că, de fapt, principiile și modul de viață profund spiritual al celui înțelept sunt greșite și trebuie înfierate din societate. Cel ignorant, care atunci este și răuvoitor, se sprijină în demersul lui pe acceptul că părerea majorității celorlalți oameni care, ca și el, sunt orbi. De fapt, acest gen de acțiune exprimă la nivel subtil teama furibundă a oamenilor, dar mai ales a celor bogați sau care se află în elita conducătoare, că își vor pierde privilegiile de care se bucurau până atunci, că nu vor mai avea influență și putere politică și chiar că își vor pierde averile.
Acest mod de a acționa a fost și este interpretat mai ales în cazul marilor reformatori spirituali ai omenirii și ai celor care împărtășesc celorlalți ideile novatoare despre libertatea spiritului, despre puritatea vieții, despre cinste și iubire divină. Fiind considerați niște amenințări sociale, ei sunt repede oprimați, iar opinia publică este astfel dirijată și manipulată cu informații false, încât ea să constituie front comun împotriva celui acuzat. Dar, așa după cum știi prea bine, adevărul învinge totdeauna, însă aceasta nu înseamnă că nu există suferință. Suferința apare de fiecare dată atunci când sunt încălcate legile cosmice ale armoniei și ale echilibrului, fie prin fapte săvârșite în prezent, fie prin intermediul destinului care reflectă astfel acțiunile rele din trecut și din alte existențe. Totuși trebuie să știi că până și suferința are o menire specială în creație. Scopul principal al suferinței nu este acela de a pedepsi, ci de a corecta atitudinile greșite ale omului în ceea ce privește viața pe care o trăiește. În măsura în care el își recunoaște greșeala și învață din ea, fără să o mai repete ulterior, suferința dispare. Dacă omul persistă însă în greșeală și nu înțelege cauzele ascunse ale suferinței sale, atunci aceasta se va amplifica tot mai mult, făcându-i viața un adevărat calvar. Eram emoționat și simțeam fiori reci urcându-mi pe coloană. Explicațiile lui Repasundi provocaseră în mine exaltarea dorinței de a nu greși, dar și îngrijorarea pentru faptele rele pe care le săvârșisem în alte existențe. I-a mărturisit gândurile mele, dar el râse cu bunătate, liniștindu-mă. Lamentările pentru greșelile săvârșite în viețile anterioare sau în cea prezentă nu și-au rostul, decât în măsura în care îți permiți să realizezi cu luciditate natura lor rea. La drept vorbind, termenul de suferință este relativ impropriu, pentru că omul nu primește decât ceea ce el, de fapt, a dat mai demult. Am vorbit și cu Elinor despre acest aspect, am spus eu. Mă întrebasem însă dacă lucrurile sunt atât de riguroase. Repasundi a fost ferm în răspunsul pe care mi l-a dat. Legea karmei acționează în mod inexorabil și este extrem de precisă. Cu toate acestea, de multe ori, grația divină face ca multe necazuri și suferințe din viața omului să fie mai ușor de îndurat, mai ales atunci când el regretă sincer în inima lui greșelile săvârșite și înțelege că nu acesta este modul în care trebuie să acționeze. Dacă nu ar fi acest sprijin divin, care adeseori este numit providență, probabil că ființa umană ar fi nimicită sub povara suferinței pe care trebuie să o îndure ca urmare a acțiunilor ei rele. Dar, așa după cum știi și tu, Dumnezeu nu vrea pieirea păcătosului, ci îndreptarea lui. Tocmai de aceea îți spun că singura cale pentru om de a reveni la o existență divin integrată în manifestare este aceea a cunoașterii spirituale, care este supremă printre celelalte tipuri de cunoaștere. Atunci când o ființă cunoaște, ea are la dispoziție o modalitate de a se ancora cu tot ceea ce este superior în univers. Apoi, cunoscând structura și legile fundamentale ale acestuia, ea are posibilitatea să opteze, adică își poate utiliza liberul arbitru în direcție pozitivă. Pentru că știi prea bine că, din nefericire, există destul de multe ființe care optează pentru calea negativă și aceasta este într-adevăr un lucru trist pentru karma lor viitoare. Cel care este însă orientat benefic își va putea antrena din ce în ce mai mult voința proprie pentru a reuși să atragă în aura lui toate vibrațiile elevate, ceea ce îi va conferi un punct de sprijin esențial în toate acțiunile pe care le întreprinde. Repasundi se opri din explicații pentru a mă întreba dacă am obosit. I-am răspuns că rare ori m-am simțit atât de bine și atunci i-am mulțumit pentru atenția pe care mi-o acorda. Chiar dacă în ultimul an de zile, după plecarea lui Cezar în marea expediție, am urmărit să mă documentez singur și să-mi îmbogățesc cunoștințele în domeniul spiritual, totuși adeseori simțeam lipsa unei îndrumări competente care să-mi explice în profunzime unele aspecte dificile pe care nu le înțelegeam. Meditațiile mele sporadice nu reușeau totdeauna să surprindă caracterul ascuns al unor noțiuni sau concepte ezoterice și de aceea mă simțeam oarecum nesigur și neajutorat. Chiar și după ce a revenit din expediție, Cezar a fost atât de ocupat încât practic nu am putut să mă întâlnesc cu el decât de 2 ori, ocazii în care mi-a împărtășit o mare parte din misterele ulterioare ale acelei deplasări. Așadar, eram deosebit de bucuros să aflu în acea seară cât mai multe informații cu privire la unele domenii pe care nu avusesem timpul necesar să le aprofundez până atunci. Pe de altă parte, eram totuși intrigat de adevăratul scop al întâlnirii. Care era, de fapt, motivul pentru care Repasundi dorea să-mi vorbească? Da, cred că a venit momentul să discutăm și despre acest aspect, mi-a răspuns el. Este deja foarte târziu și sunt destul de multe lucruri de făcut până la plecarea noastră. Am ridicat mirat din sprâncene. Nu știu nimic despre nicio plecare, am intervenit precaut. Este foarte important să ai încredere în noi și în ceea ce îți spun. Nu este necesar să ceri prea multe lămuriri acum. Vei fi ajutat mai încolo să înțelegi lucrurile dintr-o perspectivă pe care ești încă departe de a o intui.
Va trebui să facem o scurtă călătorie, dar vom porni la drum abia peste 3 zile. Elinor se va ocupa de tot ceea ce este necesar pentru aceasta. Între timp, eu voi avea unele lucruri de rezolvat, astfel încât nu ne vom mai vedea până atunci. Te rog însă în mod insistent ca în această perioadă să nu vorbești cu nimeni despre ceea ce urmează să faci și nici despre faptul că m-ai întâlnit. De altfel, ar fi destul de puține șanse să fii crezut. Mă simțeam luat cu totul pe nepregătite. Nu știam unde plec, ce trebuia să iau cu mine, care era durata deplasării, dar, mai ales, nu cunoșteam motivul pentru care eram invitat să fac acea călătorie. Sunt cam multe necunoscute, am remarcat eu. Sigur, nu este o problemă pentru mine să-mi aranjez treburile în intervalul de timp care a mai rămas, dar măcar spune-mi cât timp voi lipsi. O zi, a spus tibetanul laconic. Mă rog, în sistemul de evaluare temporară al omenirii. Nu te îngrijora, nu e nevoie să iei niciun bagaj cu tine. Consideră că pleci la o plimbare într-un parc, deși te asigur că miza este cu mult mai mare, adăugă el pe un ton glumeț. Nu înțeleg de ce nu spui unde plecăm, am insistat. Mi se pare firesc să cunosc măcar acest lucru, nu crezi? Îmi place misterul, mă atrag situații de inedite, dar în acest caz totuși cred că ar trebui să cunosc și eu unele elemente. Sunt mistere și mistere, răspunse lama. Unele aspecte trebuie dezvăluite la momentul potrivit. Altfel, există posibilitatea ca întreaga acțiune să fie periclitată. Aceasta se poate datora lipsei de stăpânire a emoțiilor și a influxurilor mentale, care atunci ar determina ființa să acționeze în mod haotic. Chiar dacă ai aflat multe aspecte inițiatice și chiar dacă ai fost confruntat până acum cu realități foarte șocante pentru un om obișnuit, totuși încă nu simt că ești pregătit să cunoști dinainte ceea ce va urma să se petreacă peste câteva zile. Tocmai de aceea te-am rugat să ai încredere totală, pentru că experiența ta va fi foarte intensă. Una este să citești în cărți sau să afli din auzite, alta este să te confrunți personal cu acea realitate. Fii liniștit, vom fi și noi cu tine. Nu ai de ce să te temi. Repasundi mă pregătea într-un mod în care numai liniște și calm nu mi-aducea în ființă. Cred că incertitudinea va naște în mine mai multe gânduri decât dacă aș ști la ce să mă aștept, am zis eu cu timiditate. Sigur că aș putea să-ți dezvălui motivul deplasării, dar acest caz este foarte special și trebuie tratat cu multă atenție. Există mai multe motive pentru care este bine să procedăm așa. În primul rând, mi s-a sugerat acest mod de acțiune ca fiind cel mai potrivit. În plus, există forțe perturbatoare care vor lua conștiință de intenția călătoriei noastre și vor dori să o împiedice cu orice preț. Trebuie să mă ocup de aceste aspecte și să protejez acțiunea. De altfel, acesta este motivul principal pentru care sunt însoțit de Idam, care în astfel de condiții periculoase reprezintă un factor important de stabilitate. Dar ai spus că Idamul este creația ta. Atunci cum a ajuns lângă tine? Dacă ți-aș răspunde detaliat la această întrebare, ar trebui să-ți dezvălui modul deplasării pe care o vom face. Așa însă îți voi oferi doar o idee generală care să-ți mai liniștească puțin agitația minții tale. Vom pleca într-o anumită zonă din munții Apuseni, unde urmează să întâlnești pe cineva. Totuși chiar și acest fapt se va petrece în condiții speciale. Vei vedea și vei înțelege totul la momentul potrivit. Acest Idam are o experiență bogată în ceea ce privește planul terestru și a fost rugat să mă însoțească în această misiune. Să știi însă că nu este pentru prima dată când mă ajută în ceea ce am de îndeplinit pe pământ. Adăugă Repasundi privind în sus către Idamul care rămăsese în continuare nemișcat, fixând cu ochii largi deschiși un punct imaginar în depărtare. Dacă ți-ai luat asemenea măsuri de prevedere, atunci înseamnă că pot într-adevăr să apară probleme pe parcurs, am reflectat eu cu voce tare. Da, deja am spus asta. Întâlnirea pe care o vei avea este cu totul specială și implică unele modificări spațiotemporale care pot constitui breșe pentru anumite forțe adverse. Dacă nu există o protecție solidă, acestea pot să perturbe fenomenul și să împiedice buna lui desfășurare. Totuși îți repet că nu trebuie să-ți fie teamă pentru că vei fi protejat. Mă întrebam cât de mult reușeau să mă liniștească vorbele lui Repasundi. Trupul meu tremura imperceptibil ca urmare a unei emoții profunde, dar și a nerăbdării de a afla ce se ascunde, de fapt, în spatele acestui mister. Cu cine urma să mă întâlnesc? Pentru ce erau necesare toate aceste faze intermediare? Ce fenomen straniu urmea să se petreacă și cine avea să-l producă? În locul acestor dileme, l-am întrebat cu totul altceva pe Repasundi. Îți spun sincer că nu înțeleg de ce tocmai eu trebuie să mă confrunt cu aceste aspecte. Mă aflu abia la început de drum pe calea spiritualității, iar cunoștințele mele au totuși multe lacune. E drept că am fost martorul unor evenimente extraordinare, dar pentru ceea ce îmi spun și intuiesc că se prefigurează în viitor, nu cred totuși că sunt persoana cea mai potrivită. Lama mi-a răspuns pe un ton foarte serios. Observația ta este egotică și face dovada unui orgoliu ascuns, despre care poate că nici nu-ți dai seama în acest moment.
Ce te interesează că nu cunoști încă prea multe despre ceea ce urmează? Dacă acum ți-aș spune, ai dreptate, poate că nu am apreciat corect situația și îmi dau seama că în realitate nu poți să-i faci față deoarece nu ești suficient pregătit. Crezi oare că vei fi bucuros? Crezi că vei accepta aceasta imediat și vei pleca acasă fericit că ai scăpat de o sarcină care te împovăra? Te asigur că nu aceasta ar fi reacția ta interioară. Până la urmă te vei simți chiar frustrat și vei regreta că ai cochetat cu această propunere. Vezi, de aceea este foarte bine să exprimi totdeauna ce gândești, de fapt, în străfundul inimii tale, pentru că doar acel lucru are valoare, doar el are cu adevărat putere și impact asupra celorlalți. Lasă artificiile comportamentale și verbale în seama celor care nu cunosc aceste lucruri. Cu timpul ei se vor trezi la o realitate mai profundă și atunci îi vor învăța pe alții cum să procedeze corect. Fii sigur că, dacă ai fost chemat să realizezi această acțiune, nu este deloc întâmplător. Există, desigur, anumite motivații foarte ascunse în legătură cu ființa ta, pe care, în mod evident, nu le cunoști acum. Ele justifică însă tot angajamentul la care ai fost amorsat pentru a facilita situația actuală. Fii deci umil la modul sincer și nu doar de fațadă, pentru că în acest fel vei deveni pur și intangibil pentru influențele negative. După acest duș rece la care recunosc că nu mă așteptam, mi-am propus să fiu mult mai atent la ceea ce simt, gândesc și rostesc. Analizându-mă cu atenție, am remarcat faptul că Lama avusese perfecte dreptate și că eu, deși fusesem aparent sincer în exprimare, aveam totuși intenții mai profunde care nu corespundeau în totalitate cu ceea ce am spus. Îmi dau seama că adevărata luptă pentru a ajunge la perfecțiune are loc în interior, în miezul și în profunzimile minții și ale sufletului, chiar și aspectele sau tendințele nocive, aparent neînsemnate, care pentru alții fac parte din atitudinea lor firească de zi cu zi, trebuie să fie atent identificate și eliminate. Nici o pată nu este admisă dacă vrei să fii cu adevărat perfect. Acestea reprezintă totuși situații simple, care dacă există interes și bunăvoință, pot fi rezolvate foarte repede, au continuat Lama să-mi explice. Adevăratele probleme apar însă atunci când omul își creează obișnuințe negative majore. Experiențele neplăcute din timpul vieții alimentează la cei mai mulți oameni sentimente și emoții negative, inferioare, cum ar fi ura, răutatea, mânia sau răzbunarea. Pentru cel ignorant, persistența acestor stări îl atrage în mod automat spre lumile sau planurile inferioare care există în univers. Aceste trăiri și emoții negative sunt precum niște semințe pe care omul le seamănă în sufletul său și bineînțeles că ele vor aduce roade pe măsură. Știi prea bine că, dacă semeni vânt, culegi furtună. Sau, că înțelegi mai bine, nu poți să semeni un câmp de semințe de buruieni și să te aștepți să obții o recoltă bogată de grâu. Este imposibil ca oamenii să semene ură, discordie, răutate și să culeagă mai apoi ceva bun și armonios. Să zicem că tocmai ți-ai spălat bluza, care acum este alb imaculat și a ieșit la o plimbare în oraș. Totuși, observ că a rămas o pată neagră de tuș care face notă discordantă cu aspectul impecabil al stofei. Tu poți să spui că ești mulțumit și că ai atins perfecțiunea în curățarea acelei bluze? Crezi că ceilalți oameni nu vor remarca pata neagră de pe bluză? Dimpotrivă, ea va ieși mai mult în evidență pe albul imaculat al îmbrăcăminții și îi va impresiona în mod neplăcut. Cu cât o persoană evoluează mai mult și se apropie de perfecțiune, cu atât ea trebuie să fie mai atentă și mai responsabilă cu acțiunile ei, chiar și cu cele mai neînsemnate. Atunci orice remarcă nepotrivită, orice faptă necorespunzătoare și orice trăsătură negativă de caracter vor fi observate imediat de cei din jur, pentru că ele vor ieși cu atât mai mult în evidență pe fondul bun și relativ echilibrat al acelui om. Dacă acea remarcă, faptă sau trăsătură de caracter ar fi fost a unui om obișnuit, atunci ea nu ar fi atras prea mult atenția, deoarece ar fi făcut parte dintr-un ansamblu comun și totodată inferior ce caracterizează acel om. Nu ar fi ieșit cu nimic în evidență, dar așa, în cazul unui înțelept sau al unui sfânt, o greșeală, fie ea cât de mică, va căpăta curând proporții monstruoase în ochii oamenilor obișnuiți. De aceea îți spuneam că evoluția spirituală atrage după sine și necesitatea de a fi responsabil și de a elimina toată zgura trăirilor și manifestărilor grosiere, inferioare care sunt comune celor mai mulți oameni. Perfecțiunea este greu de atins, însă atunci realizarea este totală, iar recompensa este nesfârșită. Repasundi se opri și privi ceasul de la mână. Este foarte târziu, spuse el. Cred că este timpul să ne despărțim, pentru că până la plecare mai sunt unele lucruri de aranjat. Elinor mi-a propus atunci să rămân peste noapte în vila lui, însă după ce m-am gândit puțin, am refuzat politicos. Voiam să analizez în liniște toate aspectele acelei memorabile zile, care mă marcaseră profund și, în plus, simțeam nevoia să merg pe jos până la mine acasă. Aveam la dispoziție 2 zile pentru a reflecta la cele întâmplate și pentru a-mi aranja plecarea. Rămăsese stabilit că, în cea de-a 3-a zi, foarte de dimineață, să plecăm spre ținta călătoriei noastre despre care, în acel moment, eu aveam doar o vagă idee.
Din puținele indicii pe care le primisem de la Repa Sundi, înțelesesem două aspecte importante, că urma să se petreacă fenomene neobișnuite care puteau fi însoțite de manifestări potrivnice nouă și că, indiferent de ce aș fi crezut eu despre această acțiune și despre impactul ei asupra mea, soluția cea mai bună era aceea de a o accepta în totalitate. Speram din toată inima să fiu la înălțimea așteptărilor lui Repa Sundi. În particular, fie spus, evenimentele pe care le-am trăit în acea deplasare m-au zguduit atât de profund încât au existat momente în care simțurile mele au încetat pur și simplu să mai funcționeze, iar eu nu știam dacă am murit sau dacă încă mai trăiesc. Am fost însă ajutat să trec cu bine peste emoțiile foarte intense pe care le-am resimțit atunci și astfel să dobândesc o viziune mult mai amplă asupra realității fenomenale, atât fizice cât și subtile. M-am ridicat din fotoliu pentru a-mi lua rămas bun de la Repa Sundi și m-am înclinat în fața idamului, care m-a privit cu bunăvoință. Însă, în timp ce Elinor ne conducea pe hol către ieșire, am observat cum trupul uriaș al idamului devenise din ce în ce mai transparent, până când el a dispărut în totalitate în doar câteva secunde. Atunci, lama mi-a explicat că idamul avea de îndeplinit o anumită sarcină care necesita prezența lui în alt loc. După ce am mai stabilit unele detalii ale întâlnirii de peste 3 zile, ne-am luat toți 3 la revedere, însă eu am mai rămas puțin cu Elinor, care m-a rugat să-l aștept. A venit curând și mi-a dăruit un ceas de buzunar, care după aspect arăta foarte uzat. A fost a strămoșului meu și are o vechime de aproape 300 de ani. În medalion se află o gravură cu chipul său. Este exact așa cum l-am cunoscut eu atunci când l-am întâlnit în Bruxelles. Am privit chipul gravat care înfățișea un tânăr distins cu părul lung și lavalieră. Ceasul foarte vechi și uzat era o dovadă vie a unor timpuri de mult apuse, iar atingerea lui m-a făcut să simt fiorul subtil al misterului ce învăluia personajul din gravură. Întreaga mea ființă a fost atunci cuprinsă de nostalgia despărțirilor și a vremurilor apuse, cărora acel om le fusese martor. I-am mulțumit lui Elinor pentru gestul său și mi-am luat rămas bun de la el. Am ieșit apoi în strada lungă și pustie, odată cu căderea primilor strop de ploaie. Deși mă așteptam să văd încă silueta lui Repa Sundi în lungul străzii, am constatat totuși că el dispăruse în mod inexplicabil. Refuzând să mai analizez această nouă enigmă, am pășit agale înainte către viitorul magic ce mă aștepta cu nerăbdare.